slăvim pe Domnul încă o dată, să spunem ca binecuvântați, spunem Lui, dar și în seara aceasta, mi-a dat darul acesta și cum am auzit, avem har după har și cel mai mare har care îl avem, care nu merităm, să-l avem ca și învățător, ca și pregătitor pentru veșnicie, pe Marele Maestru, pe Domnul Iisus Hristos, de-a care suntem chemați să învățăm și vreau să spun cuvintele Lui care le-a rostit. Luați jugul meu asupra voastră, Matei capitolul 11, cu versetul 29. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Amin. Amin. Suntem chemați să învățăm de la Domnul Iisus și în seara aceasta aș vrea ca El să ne învețe. Să ne învețe lucrurile care sunt cele mai esențiale, cele mai importante pentru viața noastră, în pregătirea noastră ca acest pământ. Poporul Israel era cu promisiunea dată că Dumnezeu va smulge din acel braț puternic al lui Faraon, din acea robie aspră și grea a Egiptului și în urma promisiunilor Dumnezeu a avut și așteptări de la acest popor. Și ceea ce trebuiau ei să facă, să se pregătească, să aibă încredere în Dumnezeu și să asculte de Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a dus la îndeplinire acel plan de izbăvire. Dumnezeu a vrut să-i ducă în Canaan, însă nu că n-a putut El, nu că nu le-a oferit resursele necesare, nu că nu i-a învățat, nu că nu s-a ocupat de ei, nu că nu le-a dat o dovadă clară, începând din prima zi, când Dumnezeu și-a arătat brațul puternic în țara Egiptului, în timp ce între egipteni era vaete, era plâns, era durere, n-aveau la cine să strige, să alege, pentru că Dumnezeul lor era un mort. Dumnezeii lor nu erau adevărați, ci era un singur Dumnezeu care peste Gosen a asigurat pace, liniște și Dumnezeu le-a arătat că e un contrast izbitor. Într-o lume a durerii, într-o lume a necazurilor, a problemelor, Dumnezeu poate să ofere odihnă, poate să ofere liniște, poate să ofere siguranță și a dovedit-o. A dovedit-o trimețând cele 10 semne peste poporul egiptean și poporul Israel evreu a fost martor la mâna tot puternică a lui Dumnezeu. I-a izbăvit Dumnezeu. A văzut cum Dumnezeu a despărțit marea sub ochii lor, în timp ce ei cu groază priveau la dușmanul care se apropia cu în galop ca să-i nimicească. Și niciunul n-a pierit. Și Dumnezeu pe toți i-a salvat și au trecut dincolo cu bine și vrăjmașilor au rămas acolo sub valurile Mării Roșii. I-a călăuzit în pustie, le-a trimis minuni nemaipomenite, nemaiauzite, până și dușmanilor, popoarele din prejur, au auzit de puterea minunată, de isprăvile fără asemănare, nemai întâlnită lui Dumnezeu. Și poporul Israel a fost martor la mărturia acestor popoare. Aduceți-vă aminte că a fost la un moment dat Gedeon, care a mers în tabăra vrăjmașă și a auzit el cu urechile lui cum vrăjmașii se temeau de acest popor. Aduceți-vă aminte de Moab, când poporul Israel a tăbărât acolo și a chemat pe Balaam să vină să blasteme acel popor, pentru că era groază la acest Balac, împăratul Moabului. Și Balaam n-a putut să facă nimic, nici de scânte, cu nici vrăjitoria, nimic a spus, nu poate să afecteze, nu poate să atace, să facă rău copiilor mei, a spus Dumnezeu asta. Și a dovedit asta Dumnezeu. Și totuși, acest totuși este un totuși trist. Cuvântul Domnului spune chiar prin Apostolul Pavel, cei mai mulți dintre ei au pierit acolo în pustie. De ce? N-a fost Dumnezeu suficient de puternic? Da, n-a avut Dumnezeu destulă de răbdare cu ei, ba da, nu le-a oferit semne și nu dovezi ale prezenței Lui, da, și totuși de ce? Și cred că putem să dăm răspunsul și știm din pricina necredințelor, din pricina răzvrătirilor, din pricina neascultărilor. Și dacă am început la această seară cu aceste cuvinte pe care însuși Domnul Iisus a spus, învățați de la mine. Dragii mei, atunci când Domnul Iisus spune învățați de la mine, El are un scop precis. Pentru că era spus, acolo unde sunt eu, vreau să fie și slujitorul meu. Poate cuvinte, acolo unde mă duc eu și pregătesc loc, vreau să fie cel care a învățat de la mine, cel care m-a iubit
și m-au urmat. În această seară avem acest sar ca să avem aici în casă de rugăciune cuvintele ale însuși ale Mântuitorului nostru, a Domnului Iisus Hristos. Nu cuvintele unor mari predicatori, a unor mari filozofi, care poate toată viața încearcă să înțeleagă sensul vieții și nici ei măcar nu înțeleg, ci dau cu bănuiala, cu presupusul. Avem cuvintele vieții veșnice. Iisus Hristos a spus, eu sunt viața, eu sunt calea, eu sunt adevărul, nimeni nu vine la Tatăl. Nimeni nu va avea parte în împărăția cerurilor decât doar, exclusiv, prin mine. Și în această seară, Domnul Iisus ne spune încă o dată, învățați de la mine. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne dea urechi de auzit. Pentru că de multe ori Domnul Iisus a făcut această subliniere. Cine are urechi de auzit? Ne avem toți urechi. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ele. Dar nu știu dacă ascultăm cu ele. Nu știu dacă lăsăm ca ceea ce intră prin urechile noastre, prin ochii noștri, să pătrundă la inima noastră. De ce? În această seară vom vedea că subiectul cel mai important pe care se focalizează Domnul Iisus Hristos este ceea ce se întâmplă cu inima noastră. Cu toții avem o inimă care dat Dumnezeu, una de carne, care oxigenează organismul, care pulsează, dar nu de asta vorbește Domnul Iisus aici. Nu de acest organ vital al trupului nostru, vorbește despre inima noastră, despre lăuntrul nostru. Noi avem o parte materială, care o vedem, dar este o parte imaterială, o parte veșnică a noastră, din care suntem alcătuiți. Pentru că Dumnezeu a creat pe om din trup, suflet și duh. Și această parte imaterială, în această parte se dă bătălia pe viață și pe moarte. În această parte imaterială, în inima noastră, în lăuntrul nostru, în mintea noastră, în procesarea aceasta a minții noastre, se dă bătălia în fiecare zi. Și dacă nu înțelegem lucrul acesta, și dacă credem că ceea ce vedem noi în exterior, ceea ce atingem noi în fiecare zi, pe ce putem pune mâna în viața asta, e ceea ce contează, ne vom înșela așa cum s-au înșelat acești oameni care stau în fața noastră în această seară și aș vrea să privim la acest tablou. Începe în această seară cuvântul Domnului din capitolul 15 din Matei și spune, Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis ca și o stare de urgență, o stare în care Domnul să avea ceva foarte important, să comunice mulțimii și mă bucur și este spre folosul nostru că în lucrarea Domnului Iisus Hristos au existat elemente opozante. Au existat oameni care la tot pasul l-au urmărit pe Domnul Iisus, l-au iscodit și aceasta a făcut marele contrast. Aceasta a deschis multe subiecte pe care Domnul Iisus le-a tratat și le-a pus în fața publicului ca să înțeleagă să nu se păcălească și nu de mult s-a subliniat aici pericolul auto-înșelării. Și Domnul Iisus Hristos profită de fiecare moment, de fiecare situație când apare asemenea oameni care cu orice chip căutau să-L prindă cu vorba. Căutau să găsească ceva și ceva nepotrivit la Domnul Iisus ca să-L poată condamna, spune ei, legal la moarte. Să scape de El. Nu putea să scape de Domnul Iisus pentru că norodul îl admira, sorbea cuvintele de pe buzele Mântuitorului și au afirmat ei că niciodată n-a vorbit în istorie un om ca și omul acesta, ca și omul Iisus Hristos. Au fost trimiși aprozii, acea ceată de autoritate să-L prinde pe Domnul Iisus Hristos și aceasta era misiunea lor, să meargă, să-L prindă, să-L ducă, să-L aresteze. Și au venit cu mâinile goale și au fost întrebați de ce nu l-au adus, de ce nu l-ați adus? Și răspunsul a fost foarte categoric. Cu orice preț. Au dat un răspuns a realității văzute și simțite în prezența Domnului Iisus și a spus niciodată n-a vorbit cineva ca și acest om, ca și această persoană. Și spune cuvântul Domnului că nu vorbea oricum. Când ne gândim la Domnul Iisus să nu ne imaginăm o persoană care a venit cu un vocabular foarte elevat, foarte complicat, sofisticat, orator, și să zică, wow, ce înseamnă aia și cu dicționarele, cu să vadă termenii, nu.
un mesaj foarte simplu. Și chiar propovăduirea Domnului Iisus începe cu câteva cuvinte importante, fundamentale, fără de care nimeni nu poate să facă următorul pas. Și spune, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este în mijlocul vostru. Asta a fost cuvântul Domnului Iisus care a început. Și a dovedit că împărăția lui Dumnezeu, că degetul lui Dumnezeu s-a coborât între oameni. Atunci când bolnavi plecau acasă complet sănătoși. Atunci când demonizații, persoane captive de cel rău, la care nu mai putea să facă nici doctorii, nici familia, nici autoritățile, nimic. Oameni supuși eșecului, oameni pierduți, oameni fără soluție, întâlnindu-se cu Domnul Iisus Hristos, au devenit oameni noi, oameni schimbați radical, oameni care nu mai puteau fi recunoscuți. Stăteau înmărmuriți oamenii văzând puterea lui Dumnezeu care se manifesta între ei. Au fost martori ai evenimentelor pe care nu și le puteau explica. Un singur cuvânt și o furtună care gata se condamne la moarte pe cei mai buni notători, pe oamenii obișnuiți cu mare, care totuși s-au mai confruntat, nu erau începători, amatori, și au rămas stupefiați. Au rămas înmărmuriți și a spus, cine este acesta? De la ascultă până și natura, până și vânturile și mare. Și Iisus Hristos, în fiecare zi, așa de frumos, vedem cuvântul Domnului, a avut un singur obiectiv. Să-i facă pe oameni conștienți de dragostea lui Dumnezeu. Să-i facă pe oameni conștienți că lui Dumnezeu îi pasă de ei. Și prin ceea ce făcea în fiecare zi, Iisus Hristos nu era preocupat de El însuși. Nici măcar să-și ofere o masă tihnită. Să aibă un timp care să zică acum, mi-ajunge și mie. De dimineață, de la revărsatul zorilor, sunt în acțiune, am și eu nevoie de un timp liniștit. Nu și-l permitea. Știi când și-și permitea timpul acesta? Spune când se înnopta. Mergea în munți, mergea în locuri pustii și stătea de vorbă cu Tatăl. Chiar Fiul lui Dumnezeu. Chiar era nevoie. Poate e prea mult. Chiar meritam noi, merita omenirea un asemenea sacrificiu din partea însuși a lui Dumnezeu. A făcut toate acestea să ne arate că ne iubește așa de mult și că îi pasă de noi. Și a venit să ne arate că El e calea și să ne arate cum putem și noi să ajungem acolo. Acest scop al lui Dumnezeu inițial, care l-a avut încă din grădina Edenului și anume, să facă om după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Acest scop Dumnezeu nu și-a pierdut niciodată din vedere. Întotdeauna acest obiectiv a rămas clar și nimeni nu putea să zădărnicească. Diavolul, în schimb, când a reușit să amăgească prima perche de oameni și a imaginat, a crezut că a zădărnicit pe lui Dumnezeu. Nu! Dumnezeu a creat pe om perfect. Le-a creat desăvârșit. Le-a creat fără niciun cusur, însă le-a creat și liber, le-a creat cu o inimă, cu capacitatea de a gândi, de a raționa, de a face alegeri pentru viața lui. În fiecare zi, Adam putea să aleagă cu Eva dacă vrea să stea de vorbă cu Dumnezeu sau nu. Nu i-a făcut Dumnezeu roboți, nu a început să sune și să-i cheme cu forța la părtășie. Dumnezeu venea plin de iubire și plin de dragoste, oferindu-i omului ce era mai frumos. I-a oferit tot ce nu conjura. I-a spus, e pentru tine, e pentru voi. Crește, frumusiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți-l, bucurați-vă, e pentru voi. Dar un singur lucru vă cer. Să-mi dovediți, dacă vreți sau nu să ascultați. Vă las pe voi să fiți liberi, să decideți în dreptul fericirii voastre, în dreptul a ceea ce va urma. Un singur lucru să nu faceți. Un singur lucru. Și aceasta a creat libertatea și a dovedit că Dumnezeu l-a făcut pe om cu libertate de alegere. În România spunea pe vremea Ceaușescu că alegerile sunt libere
Și pe lista de voturi era doar un singur candidat. Și n-avea pe cine să alegi. Trebuia să alegi inevitabil aceeași persoană, care timp de mandate a rămas la putere. Și toți strigau ca și niște mașini, ca niște roboței în gura mare. Și nu vreau să strig sloganele care le strigau forțați, nu din inimă, nu din convingere, nu din iubire, nu din dragoste, ci pentru că erau constrânși. Dumnezeu a zis, nu, eu sunt Dumnezeu și rămân Dumnezeu. Eu rămân pe tron, dar creatura mea, pe omul care îl fac liber, îl fac cu capacitatea asta de a alege dacă vrea sau nu să mă iubească, de a vrea sau nu să mă urmeze, de a vrea sau nu să rămână în prezența mea. Și omul, prin nevedere, a făcut alegerea care a costat și costă întreaga omenire. Suferință, necazul, moarte. Și încă Dumnezeu stă și privește spre pământ să vadă dacă oamenii s-au convins, dacă oamenii sunt gata să facă alegerea bună. A dat a doua șansă omenirii. A doua opțiune o avem astăzi, să scriem noi, prin hotărârea, prin decizia noastră, prin ceea ce vrem în viața noastră. Dacă vrem să aparținem lui Dumnezeu, cel care a făcut acest plan, care veghează asupra acestui cuvânt să îl împlinească. Și Ieremia a zis, a afirmat cu cuvintele lui, văd un veghetor. Atunci când a fost întrebat, ce vezi, Ieremia? Văd un veghetor, și a spus Dumnezeu, bine a văzut. Pentru că eu vedez asupra cuvântului meu să-l împlinesc. Și, dragii mei, această priveliște o vom vedea cu ajutorul Domnului în această mare, când oameni din orice seminție, din orice noroc, din orice neam, vor sta în fața mea, halotele mele, lăudând pe Cel care i-a răscumpărat, Cel care a plătit al doilea preț pentru salvarea lor, preț care nu putea să fie plătit în nicio sumă de pe pământul acesta, nicio valoare ce poate fi concepută. Era un singur preț ce putea să acopere, să-și ispășească această plată a păcatului, care era moartea. Nu exista altceva decât plata păcatului, trebuia și este moartea. Și Iisus a zis, eu sunt gata să plătesc prețul acesta. Și am fost răscumpărați cu sângele scump al mielului lui Dumnezeu. Dacă în această seară realizăm lucrul acesta, atunci am putea ca să privim la ceea ce Domnul Iisus așteaptă de la noi. Așteptat de la oameni în vremea aceea. Să știți că n-a venit ca să vindece pe toți oamenii. N-a venit, că putea să o facă. Un cuvânt putea să elimine boala de pe întregul pământ. Era fain, nu? Era frumos. Un cuvânt ar fi putut să alunge moartea în abis, să nu mai moară nimeni. Un cuvânt. Nu. Dumnezeu are o vreme, Dumnezeu rămâne drept și Dumnezeu are planul care duce la îndeplinire. Pentru că în acest plan, în timp ce ne confruntăm cu ispitele, cu diavolul, cu lucrurile din jur, cu firea noastră pământească, noi suntem în mod inevitabil puși în fața unei alegeri. Alegem să-L urmăm pe Domnul Iisus, sau alegem cealaltă latură, să lăsăm ca să mergem în pornirea inimii noastre, să mergem sub influențele care sunt în jurul nostru, sub presiunea din jurul nostru, noi suntem chemați să alegem. Și tabloul în această seară de alegeri ne arată două categorii. Oameni religioși în felul lor. Oameni care au reușit să obțină, să-și câștige o reputație între oameni. Oameni care așteptau chiar să li se facă plecăciuni, se considerau ceva, se considerau cineva și doreau cu orice preț să-și mențină acea poziție. Era această categorie de farisei. Din versetul 1 vedem niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus. Și ce frumos dacă ar fi venit la Iisus. După cât i-au văzut, după câte au auzit, să zic că ne pare rău, au fost niște ipocriți. Au fost niște oameni care nu ne-a interesat decât ceea ce se vede. Ne-a interesat poziția noastră, ne-a interesat rangul nostru să fie sus, ne-a interesat ca să fim bine văzuți de oameni, ne-a interesat ca să ne facem un loc și un nume între cei din jurul nostru. Cu orice preț am făcut lucrul acesta. Și acești oameni, din legea lui Dumnezeu, au făcut o lege a lor.
dintr-o lege dată prin Moise, au luat-o, au remodelat-o, au exagerat-o în direcția în care au vrut, făcându-și o neprihănire a lor, punând la un moment dat niște poveri pe umerii oamenilor, cerând lucruri pe care Dumnezeu nu le-a cerut. Nu le-a intenționat. Dumnezeu ce vrea? Să facă oameni noi? Ce vrea Dumnezeu? Să facă oameni care să-L caute pe El. Și la un moment dat a spus Dumnezeu, prin prorocul, a spus, milă voiesc și nu jertfe. Vreau cunoștință, să mă cunoașteți mai mult decât dar de tot. Să-mi cunoașteți felul meu de a fi, să mă cunoașteți cum sunt eu, ca să deveniți ca și mine, ca să deveniți așa cum eu sunt. Că ăsta-i scopul meu, să vă fac asemenea mie. Buni, blânzi, plini de pace, plini de dragoste, răbdători. Și dacă vom citi însăși cuvintele Domnului Iisus în Matei, capitolul 5, 6 și 7, vom vedea ce vrea Dumnezeu de fapt de la oameni. Și vom citi acea listă frumoasă în care parcă Domnul Iisus răstoarnă valorile omului și spune, ferice de cei ce plâng, că ce vor fi mândreați, ferice de cei blânzi, că ce vor moșteni pământul, ferice de cei împăciuitori, că ce vor fi chemați fii al lui Dumnezeu, ferice de cei cu inima curată, că ce vor vedea pe Dumnezeu. Și sunt acolo acele fericii, acele stări pe care Dumnezeu le vrea de la oameni. Dar cine le vrea? Cine vrea aceste lucruri? Că dacă stai să le analizezi prin prisma valorilor de azi, vei spune că sunt, de fapt, niște trăsături ale slăbiciunii omenești. Să plângi, să fii blând când poți să arăți cine ești, să fii împăciuitor când poți să-ți aperi punctul de vedere și să dai cu pumnul în masă, să te bucuri când oamenii te vorbesc de rău și te bajocoresc. Cum să te bucuri? Dar ce ești? Chiar așa de naiv? Și dacă vom vedea această oglindă a caracterului care vrea Dumnezeu să-L imprime în cei pe care îi pregătește, nu e ceva plăcut. E ceva absurd omenește. Însă aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facă din noi. Și cei care vor, se dau în numele Mare Nicolae și spun, Tată, Tu vrei să faci asta din mine. Eu sunt aici. Știu că doare. Știu că nu înțeleg de multe ori. Știu că nu povine. Dar în lucru sunt convins. Tu nu greșești niciodată. Amin. Atunci când tu modelezi și pregătești pe cineva, este sigur, garantat, gata, se poate califica pentru împărăția veșnică al Dumnezeu. Dacă nu ne potrivim acolo, nu putem să fim luați. De ce s-a dat Domnul Iisus pe sine însuși? Ca să-și câștige un norod, un popor, o turmă mică, nu mare. Și Iisus Hristos chiar și se îndreaptă spre și spune, nu te teme, turmă mică, că își Tatăl vă dă cu drag împărăția. Nu vă așteptați la lucruri extraordinare care să vă impresioneze, ceva care să vă ia privire, să vă ia ochii. Nu! Eu mă ocup de voi, de caracterul vostru, de inima voastră. Și vă dau cu drag împărăția. Ca asta vreau. Vreau oameni care să semene cu mine. Acum, o întrebare care aș vrea să ne răspundem fiecare în locul nostru. Suntem gata să spunem acest lucru lui Dumnezeu în Duhul nostru? Sau plecând de aici? Dar ce mai bine în momentul acesta, că nu știu dacă o să ieșim pe ușă. Să spunem, Tată, vreau să fiu cu tine. Iisuse Hristos, vreau să fiu cu tine. Nu înțeleg prea bine ce ai făcut și cum ai făcut, de ce ai făcut, dar înțeleg și sunt copleșit de dragostea ta, de prețul care le-ai plătit pentru mine și pe-a venit în lumea aceasta și ne-ai arătat că tu poți să vindeci bolile, că tu poți să înviezi din morți. Ne-ai arătat că ai toată puterea. Nu mai încap pe îndoială că tu ești viața. Nu mai fac pe îndoială că la tine sunt cuvintele vieții veșnice. Și vreau să fiu al tău. Noi cântăm lucrul acesta, dragii mei. Dar nu știu dacă din atâncul inimii noastre suntem de acord cu lucrul acesta. Că de multe ori, când ne trece Dumnezeu prin situații neplăcute, neașteptate, nedorite, ce mai curtim? Când ceva nu ne convine, ce ne mai arătăm? Ce-i noi, ce-i inima noastră.
Și, de fapt, ea sunt enorm. Nu ce arătăm de afară. Nu ce arăt de afară. Știți că nu ne cunoaștem nici noi suficient de bine de multe ori? De multe ori noi suntem șocați de cine suntem noi în realitate, în diferite circunstanțe ale vieții. Ne mirăm, ne uimim, ne șocăm, ne îngrozim ce poate să fie noi. Și Apostolul Pavel spune, nimic bun. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, omul care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, omul care a fost răpit în al treilea cer, omul care a auzit lucruri care nu pot fi exprimate în termeni, în cuvinte omenești, a spus, nimic bun nu locuiește în firea mea pământească. Am dorința, am voința, aș vrea și nu pot. Și și-a dat seama că el, pe poate, târâși orice ar face, nu va putea să se ridice la cerințele unui Dumnezeu sfânt, la cerințele Dumnezeului adevărat, care nu acceptă păcatul, care nu acceptă compromisul, care nu acceptă nimic întinat și spurcat. Nimic întinat și spurcat nu va intra acolo, spune cuvântul Domnului. Nimeni care trăiește în minciună, nimeni care face lucruri care sunt opuse caracterului Dumnezeu. Și dacă Pavel zice, nu am resursele, nu pot nimic, nimeni ne poate ajunge, am putea să facem o concluzie, să spunem, nici nu are rost. Că nu are rost. Și ucenicii, de multe ori, când Iisus Hristos le spunea adevărurile lui Dumnezeu, când a venit tânărul bogat și după ce a auzit că Domnul Iisus îi spune, un singur lucru lipsește și ești în cer, ești în împărăția celor, că asta, de fapt, ai cerut. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Iisus îi zice un singur lucru și n-a fost capabil să-l lasă. Și când a plecat acest lucru de la Domnul Iisus, a zis, cu anevoie vor intra cei care au avut în împărăția celor. Și ucenicii au zis, păi atunci, cine mai poate să fie mântuit? Și au zis, există o singură soluție. Ce la oameni este cu neputință, dar Dumnezeu este cu putință. Și ceea ce ne dă noi speranță, ceea ce ne face încă să rămânem pe loc, să nu trecăm la asta, este că există o soluție. Și acea soluție este la Dumnezeu. Singura soluție care este să vedem ce vrea El de la noi, de la fiecare parte. Și de ce? Avem caractere diferite. Suntem diferiți și asta e frumusețea că suntem diferiți. Și Dumnezeu cu fiecare dintre noi lucrează diferit. Are un timp diferit. Are procese, proceduri diferite. Nu lucrează cu toți la fel. Și noi de multe ori ne minunăm și am vrea mai repede parcă să lucreze la cel de lângă noi și cu noi să avem mai multă lucrare. Cam asta știi întotdeauna credința. Cu noi să fim indulgenți și cu alții mai repede. Ca toți să fie în jurul nostru bine, să nu ne deranjeze nimeni. Și noi să ducem bine pe lângă ei. Și cu mine Domnul să aibă răbdare, nu. Dumnezeu are metodele și modul de a lucra cu noi. Ceea ce e important, să nu scrâșim din dinți, să nu spunem, nu mai vreau. Doare, nu înțelegem, nu ne place să înțelegem că ne-am făcut de a face, ne-am făcut de lucru cu Dumnezeu care ne iubește și care ne vrea cu orice preț. Pentru El. Are gânduri de pace și nu de nenorocire. Și dacă ar fi înțeles acești oameni de tot acesta, ce frumos ar fi putut să fie și ei mântuiți. Dar știți care era prea preocuparea lor în fiecare zi? Să fie ceva? Să fie cineva? Să-și facă ei calea prin care credeau că vor fi mântuiți. Să-și producă, să-și fabrice, să-și creeze o neprihănire a lor și-și creziră că cu această stare vor impresiona pe Dumnezeu și vor fi primiți în cer. Și tot ce a făcut Domnul Iisus a fost pus deoparte. Dacă vom citi Evanghelie, vom vedea câte confruntări a avut Domnul Iisus cu această categorie de oameni, cu această elită, spune noi, religioasă, cu cărturari, cu farisei, cu preoții ce n-a de seamă și poate nici cum nu puteau să înțeleagă pentru că inima lor avea alte preocupări. Inima lor nu era cu totul predată voii lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să transforme inima lor
Dar zis, nu, inima, mă rămâne așa, eu sunt cineva. Eu o să fac exteriorul meu ca să arate frumos. O să fac ca să fiu bine între cei din jurul meu, să creez o impresie bună, o să creez un loc în jurul meu și merg înainte că sunt bine cum sunt. Au denaturat legea lui Dumnezeu. Un exemplu. De exemplu, Dumnezeu a dat o lege ceremonială în care le spunea atunci când preoții fac o lucrare, atunci când cineva merge într-un loc și cumva din greșeală se atinge de un om care a murit sau de ceva necurat, să meargă și era o procedură ceremonială. Ei nu, nu s-au oprit aici. Au împlinit-o, au dezvoltat-o, au făcut din asta o doctrină și la un moment dat s-au ales cu o datină, cu niște obiceiuri personale care le-au făcut ei, le-au transmis generațiilor și nu mai exista acolo. Voia lui Dumnezeu nu mai exista. Transformarea interiorului lor nu mai vedea, caracterul lor rămânea la fel. Și dacă vom citi în Matei, în capitolul 23, doar să vedem așa o imagine pe care Domnul Iisus, nu ceilalți, au depus-o și au transmis-o. Matei 23, Domnul Iisus în multe, multe rânduri spune, vai, vai, vai de voi! Și spune versetul 4, ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le admiște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacterile late și spunea costumația lor impresionantă care și-o făceau. Zice, umblă după locurile din tine la o spețe, versetul 6, și după scaunele din tine în sinagogi, le place să le facă oamenii plătășuri prin piețe să le zică rabii. Și mai departe spune, vai de voi cărturași și farisei, versetul 13, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre, nu lăsați să intre. Vai de voi cărturași și farisei, fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. De aceea veți lua o mai mare osândă. Dacă vom analiza mai îndeaproape, vom vedea cu adevărat niște oameni spirituali la prima vedere. Rugăciuni, milostenii care le făceau de ochii lumii, dădeau frate de impresionau pe toți, ca să-i vadă ceilalți, că cine sunt ei. Țineau post și până luau o înfățișare din aia de te speriai, ca nu cumva cineva să se înșele că el nu ar fi în ziua de post. Toate lucrurile spune că le făcea cu acest scop să-și păstreze exteriorul, să-și păstreze imaginea. Și Domnul Iisus chiar în versetul 15 spune la un moment dat, lăsați-i, versetul 14, sunt niște călăuze oarbe și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Și Domnul Iisus le spune oamenilor, nu ce intră în gură spurcă pe om, că ucenicii săraci, dacă ne uităm în versetul, în capitolul precedent, vom vedea prin ce au trecut oamenii ăștia. O noapte vor să traverseze dincolo. Nu scapabil. Furtună. Imaginați-vă câtă trudă, câtă descurajare, oboseală. Ce vreți dumneavoastră la un om care vrea să ajungă dincolo și parcă nu poate. Nu vi s-a întâmplat și în vis lucrul ăsta. Parcă vrei să umbli și nu poți. Vrei să fugi și nu reușești. Cam așa s-a întâmplat cu acești oameni. Au vâslit, au încercat să se salveze și n-au putut până a venit Domnul Iisus și i-a salvat. Și însă și Petru a zis, Doamne, dacă ești Tu, vreau să vin. Și ca și tine pe apă să umblă. Și a umblat și a văzut că Dumnezeu are putere chiar pe apă să meargă acest om. Și a avut o experiență extraordinară. După aia, după ce au ajuns, au fost îmbulziți de oameni, oameni plini de probleme și de necazuri. Versetul 35 din capitolul 14 spune, oameni din locul acela care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de știre toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainului. Imaginați-vă câtă forfotă, ce era. Domnul Iisus n-avea timp de nimic. Era tot timpul la dispoziția oamenilor. Să salveze, să învețe, să se reconcilieze, să ridice, să se elibereze. Asta a fost misiunea lui. Să dovedească că timpul lui e limitat și oamenii trebuie cât mai degrabă să înțeleagă acest mesaj, al salvării și să-l pună la inimă. Și toți care s-au atins s-au vindecat. Și fariseii vin cu altceva, cu altă temă. Vine să-l isfodească, să-l prinde cu vorba, să se-l acuze, să-l condamne. Și spune, ucenicii tăi nu mâncă fără să se spele pe mâini. Păi dar așa ceva nu-i admis, e în legea noastră. Și Iisus a zis, vă înșelați, nu cei mai tăi. Or fie ei microbi în lumea asta. Dar să știți că avem și un sistem imunitar.
Nu din cauza asta o spus, oaie, o să pățească o cincică ceva și nu o să mai poată să fie folosit nici de cum. Ei s-au agățat pentru că și-au făcut deja legea lor. Și au spus, sunt spurcați, s-au spurcat. Ucenicii tăi au mâncat cu mâine nespălate. Și atunci Domnul Iisus deschide, trage cortina și le dezvăluie adevărul așa cum este în fața lor. Și au spus, oamenilor, cel mai important lucru de care trebuie să aveți grijă, eu un singur lucru, de toate celelalte sunt cu tot Dumnezeu. Voi aveți o inimă, voi aveți un lăuntru, voi aveți o minte, aveți în voi acest sistem de procesare a informațiilor. Aveți o conștiință care eu am lăsat-o să fie în om ca și un semnal atunci când ceva e greșit, să aprindă un beculeț roșu, atunci când ceva nu-i bine să vă avertizeze, dar în același timp intră în fiecare zi în voi tot felul de lucruri, tot felul de informații și vă aveți un spațiu de stocare în voi. Un spațiu în care voi decideți ce rămâne și ce pleacă, ce triați, ce puneți pentru voi și ce nu vă trebuie. Domnul Iisus spunea chiar azi dimineață, prin cuvântul citit, unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Dacă în inima noastră sunt lucruri de preț, dacă în inima noastră sunt lucruri pe care Dumnezeu vrea să le găsească, din inima noastră vor ieși acele lucruri. Dacă în inima noastră sunt murdărite, lucruri care chiar Domnul Iisus a spus, aveți grijă, spune versetul 18, ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Deci din inimă ies gândurile rele, uciderile, prea curviile, curviile, furtișagurile, măturile mincinoase, hulele, iată lucrurile care spurcă pe om. Dar am dat în inimă nesfrate, nu spurcă pe om. Și dacă vreți ca să citim o listă mai amplă, vom putea să citim din Galateni, din capitolul 5, și cred că n-ar fi greșit ca să citim, pentru că acestea sunt faptele firii. Asta e ceea ce produce inima noastră. Ceea ce îi place inimii noastre, în care nu există nimic bun. Așa cum zicea apostolul Pavel, nimic bun nu locuiește în inima noastră. De ce? A fost pervertită de păcat. A fost contaminată și ne-am născut cu această inimă, cu aceste deprinderi. Și aduceți-vă aminte după potop. Chiar după potop, Dumnezeu face dincolo o afirmație și spune, n-am să mai șterg pe om de pe fața pământului cum am făcut, pentru că domniile din inima lui sunt îndreptate încă din tinerețe, încă din fașă spre rău. Și Dumnezeu a venit cu salvarea lui și a zis, eu pot să duc soluția. Eu pot să vă dau o inimă nouă. Eu pot să iau inima voastră, poate împietrită, murdară, așa cum e ea, pot să o iau și să vă pun în loc o inimă de carne, o inimă sensibilă, o inimă care să simtă ca și mine, o inimă care să vadă ca și mine, o inimă după inima mea. Și despre David a putut să afirme Dumnezeu și a spus la un moment dat, iată un om după inima mea. Și când citim acest cuvânt, imediat ne trece în față gafele poate care le-a făcut acest om și a spune, dar cum Dumnezeu să spună un om după inima mea, uite ce a făcut David. Dragii mei, s-a mai vorbit aici și dacă vom citi și vom vedea pocăința acestui om, prin ce proces a trecut, ce a trebuit chiar el însuși să plătească pentru aceste lucruri și devotamentul lui față de Dumnezeu, asta e frumusețea. A zis, când îmi întorc privirile spre el, mă luminesc de bucurie și nu mi se umple față de rușine. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele din genetele mele deformate, că mâna ta apăsa zi și noapte asupra mea. Și zice David, am zis, vreau să scap de această povară, vreau să fiu din nou prietenul Dumnezeu, vreau din nou să am relație, părtășie cu Creatorul meu. Și s-a întors cu toată inima la Dumnezeu. Și vom vedea că declarație după declarație face Dumnezeu despre acest om și spune, David, este un după inima mea. Dacă vrem ca inima noastră să fie transformată, dragii mei, să știți că Dumnezeu poate să o facă. Și dacă vrem ca din inima noastră să iasă binecuvântare spre cei din jurul nostru, să iasă lucruri bune, atunci acesta nu va fi niciodată efortul nostru. Nu va fi niciodată puterea noastră de concentrare, de atenție, oricât am vrea noi. Vom eșua la un moment dat. Vreau să vă zic,
că Domnul Iisus a spus așa de frumos ce se întâmplă și cine poate să facă acest lucru în viața noastră. Vrem să avem o inimă curată? Dacă da, îl vom vedea pe Dumnezeu. Iisus Hristos a spus că aici de ce e inima curată, de ce îl vom vedea pe Dumnezeu. În inima noastră se dau bătării, sunt gânduri, sunt atâtea oferte de a vine cel rău. În mintea noastră, în inima noastră, sunt doi stăpâni care vor să domine. Și Iisus a zis, nu puteți sluji la amândoi. Ori Dumnezeu, ori diavolului. Ori ascultați de mine și eu mă ocup și transform, ori dacă nu ascultați de celălalt, pentru că în firea noastră pământească suntem atrași ca un magnet spre rău, spre păcat. E o luptă, dar în momentul în care spun, Doamne, stăpânește cu viața mea. Umple-mi Tu ființa mea, schimbă Tu în mine tot ce trebuie schimbat, pentru că inima mea să fie o inimă după inima Ta. Dumnezeu va face lucrul acesta și noi în capitolul, sper să găsesc, versetul 37 din capitolul 7 Ioan. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, parcă când erau tot cei mai mulți acolo, cel mai mare public și asistență, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Într-o lume în care toți oamenii beau din toate sursele, din toate locurile, din toate colțurile lumii acesteia, de la toți vânzătorii, așa în ghilimele, care promit fericire, care promit împlinire, care promit siguranță. Iisus a zis, dacă însetează cineva. Și a fost o femeie care atât a vrut să bea și să fie în sfârșit săturată și n-a reușit. Și stă de vorbă cu Iisus și a spus, eu sunt apa vie, dacă bea cineva din mine, în viață nu va fi sete. Și adevărat s-a întâmplat acel miracol. Acea femeie a avut o viață schimbată radical, acea femeie din Samaria. Și oamenii de acolo au fost treziți la viață și au spus, acum noi am constatat, am văzut noi, am experimentat creierea lui Dumnezeu. Și Iisus spune aici, la acest public, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui, dinăuntru lui, nu din acest spun din nou, când vorbește cuvântul Domnului la inimă, în foarte puține locuri, când se referă în mod fizic la acest organ, dar când vorbește la inimă, se referă la trăsăturile lăuntrice, la interiorul nostru, la lăuntrul nostru, la gândurile noastre, la felul nostru de a acționa, la ceea ce ne determină acțiunile. Asta, de fapt, e inima noastră, că asta facem cu pasiune, ceea ce ne place, asta iasă din noi, nu? Ceea ce e acolo. Și Domnul Iisus continuă și spune, din inima lui vor curge, nu mai curge rău, așa cum am citit în acea listă. Așa cum vom putea citi din lista din Galateni, capitolul 5, ci spune, vor curge râuri de apă de ei, cum zice Scriptura. Și haideți să vedem cine poate să facă această schimbare, acest lucru în viața noastră. Și atunci nu va mai fi nevoie, fă așa, nu te purta așa, nu-i place Domnului așa, vezi că ești o pricină de potrivire. Domnul, atâta încercări de a convinge, de a determina, de a face oamenii să înțeleagă, nu ajută la nimic. Când vine Duhul lui Dumnezeu în viața unui om, dragii mei, spune și Apostolul Ioan, ungerea care o primiți vă va învăța toate lucrurile. Și atunci nu va fi altceva, adică de ne vom îndemna unii pe alții și vom zice, așa îi place Domnului. Nu mă interesează ce zice cel de lângă mine, nu mă interesează ce impresie are despre mine. Așa mă învață Duhul Domnului și așa vreau să mă port. Și spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească, nu toți, cei ce vor crede în El. Că Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Și o să mă opresc imediat, mă citesc dintr-un singur loc din Galateni, capitolul 4, cu versetul 6, ca să vedem ce face Domnul Iisus. După ce a plecat la Tatăl, a spus, nu vă lăsă orfani. Vă trimit pe cineva care va fi cu voi, va fi în voi, vă va învăța, vă va sfătui, vă va mângâia, vă va apăra, va menține ființa voastră, trupul vostru, sufletul și Duhul vostru să fie păzite întregi până la venirea a lui Iisus Hristos. Și spune în Galateni 4:6, și pentru că sunteți fii, ca să devii fiu în familia Domnului Iisus Hristos,
este o opțiune personală, este o alegere personală. Și Domnul Iisus spunea prin Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, important să primești pe Domnul Iisus, nu vine automat. Le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. E un drept care Dumnezeu nu dă. Și nu poate nimeni lua dreptul acesta. Orice alte drepturi în lumea aceasta, așa, poate să zic oamenii că din ei iau. Dreptul de exprimare, de libertate, toate astea ne pot lua. Dar dreptul de copil al lui Dumnezeu nimeni nu poate smulge. Și spune, pentru că avem acest statut de fi, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Abba. Adică, Tată, ești sigur pe acest lucru. Ai pe cineva care sigur îți poartă de grijă. Nu mai ești orfan, nu mai ești străin, nu mai ești nimeni drum, nu mai ești al nimănui. Ești al cuiva care rămâne în viață, care ți-a asigurat că va fi cu tine pe acest pământ, dar ți-a asigurat fericirea veșnică. Și spune, nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, și mai mult, și moștenitor prin Dumnezeu. Ne place? Am vrea lucrul acesta. Noi trebuie doar să spunem, Doamne, îți mulțumesc că sunt fiul tău. Mulțumesc că mă accepți și pe mine în familia ta. Ajută-mă ca să mă las transformat, să arăt ca și un fiu al tău. Să dovedesc prin umblarea mea. În fiecare zi, nu doar la adunare, dragii mei, ne-ar place să credem că Dumnezeu e de duminică. Și că adunare suntem bine și apoi dumneavoastră mea până sâmbătă suntem altfel. Nu există așa ceva. Spune cuvântul Domnului că trebuie să ne purtăm cu frică, nu la adunare. În timpul pribegiei noastre pe acest pământ. Și trebuie să mărturisim aceasta că suntem străini și călători. Și dacă vrem să fim cu Dumnezeu, să nu uităm că îl avem pe El, dacă El nu în viața noastră și ascultăm de El. Și ne-a promis că vom moșteni împreună cu Domnul Iisus. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Cred că mesajul lui Dumnezeu în seara aceasta a fost destul de clar. Noi ne spălăm mâinile. Ca motiv este igiena. Dar ei atunci se pare că aveau unele tradiții care le-au trecut înaintea cuvântului lui Dumnezeu și ei credeau că prin aceasta își purifică trupul. Și Domnul Iisus Hristos le trimite acest mesaj și le spune nu în felul acesta, ci ceea ce iasă din inimă, aceea spurcă pe om. Dacă mănânci cu mâinile, deși nu sugerez la nimeni, dar poate ți s-a întâmplat și dumitale și mie, în loc fizic să mănânci cu mâinile, poate puțin murdare. Să știi că aceasta nimeni nu o să spună că ești un om spurcat. Dar dacă îți dai drumul la gură și dacă urăști pe fratele tău și iasă din tine un comportament așa cum nu este bine, îți spun că nimeni nu o să-ți dea calificativul de creștin, cu garanție. Și nimeni nu o să spună, în felul acesta, seamănă cu Hristos. Nimeni nu o să spună. Dragii mei, haide să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o inimă bună. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne curățească inima. Dacă până aici a ieșit din inima noastră, eu știu, unele lucruri care au fost amintite aici, să ne rugăm ca Dumnezeu să le curățească. Amin? Eu știu că sângele Domnului Iisus Hristos are și astăzi putere să curățească orice lucru din inimile noastre. Apoi să ne credințăm în mâna lui Dumnezeu în săptămână în care am intrat, noi, familiei noastre, copiii noștri, ca Dumnezeu să ne păzească, să ne ocrotească și în felul acesta să putem să slujim Domnului cu bucurie. Amin. Să ne rugăm Domnului Iisus.